Mishaș este despre copii și despre dorința mea de a-i vedea liberi. Liberi în gândire, liberi să se exprime și liberi să-și descopere propriul frumos. Am fost întrebată eu însămi de curând ce înțeleg prin frumos, care e frumosul meu. Și inițial mi-a fost complicat să răspund, de asta poate pentru că e foarte evident că frumosul ăsta nu e o definiție pe care o să o cauți în realitate, e o stare de spirit, e ceea ce simți, nu? E o armonie. Ne-am asumat niște concepte pe partea de creație pe care vrem să le reflectăm în haine. Vrem să oferim o experiență la pachet cu haina și aici mă refer la rochia Color Me, care este o invitație către copii să-și coloreze hainele, să-și le facă fix așa cum își doresc ei și fetițele să fie cele care dau culoare poveștii, da? Să o hotărască ele dacă prințesa din povestea lor e brunetă, e roșcată sau e blondă. Și momicile de multe ori zic, oh, vai, dar fetița mea încă nu colorează foarte bine, o să iasă din contur, o să strice. Nu e vorba despre asta, nu e vorba despre a strica sau a face o reușită din rochia de colorat. E vorba de a arăta copilului că crezi în el, în creativitatea lui, că îl lași să facă acel lucru cu risc de a o strica și îl valorizezi cumva astfel. Apoi ce am observat este că copiii sunt foarte mândri de ceea ce fac și își poartă cu mândrie apoi rochițele, parcă defilează cu ele de-a dreptul apoi pe stradă. Coco Chanel, ea spunea că dacă te naști fără aripi, atunci ar trebui să nu faci nimic din lucrurile care ar putea să împiedice creșterea lor ulterioară. Eu cred că era nevoie de așa ceva, eu cred că este nevoie să încurajăm copiii să fie creativi, să fie liberi, să se exprime și să facă și prin haine. De ce nu?